Operațiuni de căutare în desfășurare în județul Vrancea. Pădurarii, pompierii, polițiștii, jandarmii și localnicii o caută pe sora femeii de 44 de ani, care a fost găsită moartă în pădure împreună cu cele două fete, una de 3, iar alta de 14 ani. Operațiunile de căutare se desfășoară în pădurea dintre localitățile Poiana Cristei și Cârlige, dar și în împrejurimi. Potrivit autorităților, fetițele, mama lor și sora acesteia au fost în vizită într-un sat vecin. La întoarcerea spre casă, pentru a scurta drumul, au luat-o prin pădure. Văzând că nu mai ajung acasă, o rudă a dat alarma și a cerut ajutorul autorităților să le caute. Fetițele au fost găsite fără suflare, îmbrățișate și desculțe, la un kilometru de trupul neînsuflețit al mamei lor. În mod ciudat, încălțămintele fetițelor au fost găsite de anchetatori într-un rucsac aruncat în apropiere. Era cu fața în sus, cu haină zelită așa, pe ea și cu mânuțul la cap. Ai luat-o cu copilul. Era așa. Copilul subia, cum l-a acoperit de la veliștia, ceea ce a putut să facă. Și așa a încremenit. Acestea ar fi trebuit să străbată 6 km prin pădure ca să ajungă acasă. Ploua și era și frig. Ce credeți, că au înghețat de frig? Da. N-au avut haine și normal, au fost desculții și au înghețat. Dar pe dacă noapte în pădure, cum să fie, noapte în pădure. Pe trupurile lor nu au fost găsite urme de violență. Este posibil, spun anchetatorii, ca mama și cele două fiice să fi murit de hipotermie, dar numai rezultatul necropsiei va confirma sau nu această posibilitate. De asemenea, trebuie găsită urma femeii dispărute.